Existăm vremelnic prin ceea ce luăm din jur, dar trăim veșnic prin ceea ce dorim. Doamna Victoria Cârjăleanu, fostă directoare a Liceului Teoretic din satul Giurgiulești, a lăsat în urma ei o amintire frumoasă. Zâmbetul ei, preferea blajână, ochii pașnici, nu vom uita niciodată. Nu trebuie să ne jucăm cu cuvântul lui Dumnezeu. Că nu e greu să trăim așa cum ne spune Dumnezeu, pur și simplu trebuie să ascultăm. Să ascultăm și să facem. Că Dumnezeu l-a trimis pe Iisus pe pământ, l-a întrupat, cum spune, cuvântul s-a întrupat și a devenit fiul omului, așa? Și el a trăit pe pământ ca să ne arate nouă, că se poate de trăit pe pământul ăsta, fără ca să facem păcate, cu puterea lui, nu cu a noastră. Cu înțelepciunea de sus, nu cu a noastră. Cu înțelepciunea noastră dăm în bară în toată ziua. Și am mai înțeles că Dumnezeu are un plan. Și pentru copiii mei, și pentru dumneavoastră, și pentru voi, are un plan. Și planul lui Dumnezeu este perfect. Este bun. La dânsul nimic nu este rău. Totul este frumos de la Dumnezeu. Pentru cei care n-ați reușit să ajungeți la înmormântarea doamnei Victoria, vă invit să urmăriți acest filmuleț. Și chiar vă provoc să nu vă grăbiți, să ascultați cu atenție toate cuvintele care vor fi spuse despre doamna Victoria și, în general, tot ce ați fi spus la această înmormântare. Pentru că acest serviciu nu a fost făcut pentru dumneaei, ci pentru noi, aceia care am rămas vii. Și, în genere, gândiți-vă, ce ați vrea să spun despre dumneavoastră când ați părăsit acest pământ? Îndurerată familie, dragi creștini, colegi, prieteni, trecerea în neființă a colegii noastre, doamna Victoria Cârjăleanu, este o pierdere enorm de mare pentru întreaga comunitate academică din Raionul Cahul. Doamna Victoria a fost un manager de excepție, un profesor prin definiție, care a promovat tot ce este frumos, tot ce este nou. Grație doamnei Victoria, noi cei veniți din Raionul Cantemir și cu susținerea și suportul prietenul din Galați, atunci pe vremuri, de la 99 încoace, am reușit și noi pentru prima dată să mergem în România. Grație doamnei Victoria, am pornit primele, am inițiat, mai bine zis, primele parteneriate educaționale cu colegii noștri, profesorii de limbă franceză de peste Prut. Eu personal mă consider un elev, un prieten, un coleg. Am învățat foarte multe lucruri, am preluat foarte multe lucruri din experiența doamnei și am încercat să transmit colegilor mei. Doamna Victoria a fost și un promotor al demnității naționale. Ea s-a consacrat cu devotament valorile, pedagogiei autentice. Ea s-a documentat, ea s-a format, ea a fost permanent la curent cu tot ce este nou. A fost un mare și fidel coleg al Alianței Franceze de la Chișinău. Tot ce a preluat din cadrul Alianței Franceze, a încercat să transmită profesorilor de limbă franceză din Raionul Cahul, din Raionul Cantemir și din alte raioane ale țării. Fiindcă că domnule, a fost și un formator național și internațional. Doamna Victoria, te rog să ne ierți. Poate noi, cei care că mai suntem în viață, trebuia să avem mai mult grijă de dumneavoastră. Regretăm. Dar ne rugăm Bunul Dumnezeu să te accepte acolo în ceruri. Noi
Te asigurăm că vom păstra frumoasă amintire și recunoștința noastră. Una din fondatorii liceului în satul Giurgiulești. Sute de elevi au trecut prin fața domniei sale, a avut grijă de fiecare în parte. A știut să găsească cheia pentru a construi relații frumoase cu elevii, cu părinții, cu colegii. Un cadru didactic de o deosebită măiestrie pedagogică. Cred că fiecare școlar își amintește de modul cum preda limba franceză doamna Cârjeleană. A pus bazele multor elevi care au absolvit liceul nostru și au mers departe. A pus sămânța dragostei pentru a preda, a veni în fața copiilor, motivând și alți elevi ca să meargă la studii pedagogice, ca să întoarcă în școală pentru a sta în fața copiilor. Va rămâne în memoria noastră și în istoria școlii ca un om cu o valoroasă contribuție pentru comunitatea școlară, pentru satul Giurgiulești și pentru comunitatea educațională din raionul Cahul. Dumnezeu să odihnească și să păstrăm în memorie clipele frumoase pe care le-am trăit, le-am avut alături sau împreună cu doamna Cârjeleană. Nu-mi place deloc această adunare, doamna Victoria. Dumneavoastră organizați mai frumoase adunări. Încă erați un bun organizator și un bun promotor al științei. Mi-ar fi fost plăcut mai mult să ne adunăm la o ceașcă de ceai și să ne povestiți despre cum ați venit prima zi la lucru în această școală, despre cum ați organizat și ați înființat acest liceu, câte drumuri ați făcut la Chișinău, câte uși ați deschis la minister ca să avem liceu în sat. Doamna Victoria, multe puteți să ne povestiți despre conferințele care le aveam prima dată la Vulcănești, apoi la Cahul, despre obiectul nostru frumos, despre călătoriile noastre imaginare prin locurile importante ale Parisului și a Londrei, fiindcă am învățat limba engleză cu dumneavoastră într-o vară, unica condiție care era pentru a deschide liceul. Ați sacrificat tot concediul și nu numai. Doamna Victoria, trebuia să ne amintim despre cursurile de formatori, despre întrunirile metodice, despre toate sacrificiile care le-ați făcut, fără să vă gândiți că este periculos pentru sănătatea dumneavoastră, pentru sănătatea soțului, care ne-a dus cu mașina pe un ghețuș nemaipomenit și ne-ați spus că trebuie să mergem, măcar că e ghețuș, fiindcă lumea ne așteaptă, pedagogii ne așteaptă. Doamna director, multe sunt de povestit, dar acum s-a sfârșit totul. Adio, dragă director, adio, dragă colegă, drumul lin spre cer. Iubită asistență, am sentimente amestecate să fiu în locul ăsta. Acum 26 de ani pășeam prima dată în holul ăsta. Mi s-a spus, mergeți să vorbiți cu doamna directoare. Eram prima oară în Giurgiulești și am găsit biroul dânsei și i-am spus dorința noastră, gândul nostru față de copiii din școală și
faptul că noi credem că e important ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să ajungă și la copiii din școală. Dânsa a spus că nu pot să iau eu decizia asta, merge în fața Consiliului Profesorilor și ei hotărăsc. Și a fost prima întâlnire după care au urmat multe altele. Și locul ăsta face parte din partea aceea profesională a vieții doamnei Victoria. Și toți avem o sferă profesională, avem o sferă de familie, apoi suntem vecini, rude și așa mai departe. Sau o parte a vieții noastre este și partea spirituală sau duhovnicească. Și în special la momente ca acestea ne aducem aminte că e o parte din noi, anume sufletul, care e creat de Dumnezeu și e veșnic. Și îngăduiți-mi, vă rog, să citesc câteva cuvinte ale Mântuitorului Iisus Hristos, care le-a spus cât a fost pe pământ, în Luca, la capitolul 9, versetul 23, sunt cuvintele lui Iisus. Spune, apoi a zis tuturor, și nouă astăzi ne vorbește, și spune așa, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze, a spus Mântuitorul. Și continuă, fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Și închei cu ultimul verset din cuvintele Mântuitorului. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? În multele discuții care le aveam cu doamna Victoria, între ore, în cancelarie, la începutul relației noastre, îmi povestea de probleme, de provocări, de sărăcia unora din copiii care cu greu veneau la școală, lipsa de materiale, nevoia de proiecte. Și își vărsa oful și împărtășea. Noi căutam pe cât posibil să dăm o mână de ajutor, o încurajam. Și a fost așa mai mulți ani. Dar a fost un moment când ceva s-a schimbat în viața dânsei. Și am pregătit un clip audio de câteva secunde, mai puțin de un minut, pe care o să-l pun. Și o să auzim cuvintele dânsei, ca să înțelegem ce s-a schimbat, ce s-a întâmplat cu viața dânsei în lumina textului care l-am citit. Să ne încredem în Dumnezeu și să mergem cu dânsul de mână până la sfârșitul clipilor vieții noastre. Pentru că de mână cu Dumnezeu suntem păziți. Luați crucea în fiecare zi. Treziți-vă dimineață, vorbiți cu Dumnezeu acolo în pat, nu vă ridicați, nu vă grăbiți să vă ridicați. Dumnezeu mă ajută. M-am trezit dimineață, am ascultat rugăciune, am citit din Biblie și după aceea am aripi. Și zbor. Asta s-a întâmplat cu doamna Victoria, cum am citit. Dacă dorește cineva, a spus Mântuitorul, să vină după mine. Și ce se întâmplă atunci când mergi după Iisus? Ce s-a întâmplat în viața dânsei? Când mergi după El, începi să semeni cu El. Și bunătatea Lui, dragostea Lui, speranța, cuvinte de încurajare, asta vedeam în viața dânsei, ori de câte ori ne întâlneam cu ea în ultimul timp. Și dumneavoastră sunteți martori. Și în final, uitați-vă la pacea de pe fața ei, după ce a trecut prin multă suferință. Și în mijlocul nostru astăzi ca o provocare pentru fiecare dintre noi. Să urmăm exemplu. Să-L iubim pe Mântuitorul așa cum dânsa L-a iubit.
așa să ne ajute Dumnezeu. Dragi prieteni, dragi fraților, profesori, vă vreau să vă mulțumesc tuturor că sunteți aici. În același timp și sunt și mândru. Mi-ați educat, mi-ați crescut, mi-ați învățat, mi-ați făcut în primul rând oameni. Ne vrem recunoscători vouă, școlii, până la urmă, voi educați oameni, educați caractere, creșteți, eți fundamentul societății și noi ca societate suntem și din cauza profesorilor așa cum suntem. Profesorii sunt ca și părinții noștri în societate, ne-ați crescut, ne-ați luat de mână și vreau să vă mulțumesc încă o dată. Vreau să mulțumesc tuturor giurgiuleștenilor că sunt aici. Din vă toți. Vreau să vă transmit un mesaj din partea mamei. Vreau să săptămâni înainte. Da, da? A zis să vă spun, vă iubește pe toți. Vă iubește pe toți. Iubește pe toți. Ultimele cuvinte. N-am să folosesc Biblia ca să citesc din ea, am să vă citesc câteva versete. Am auzit schimbând pe drum câteva cuvinte spunând că fiecare are credința lui. Așa este. Dar la Efeseni capitolul 4 cu 5 găsim scris așa. Este o singură credință, un singur Dumnezeu și un singur botez. Deci rezultă că nu putem avea fiecare credința lui. Este una care e dreaptă. Și acum n-am să vă spun că sunt drepți baptiștii sau ortodoxi sau altcineva. Am să vă spun ce spune Biblia. Am să vă citez trei versete din Biblie care vorbesc despre trei feluri de a crede. Și doar unul dintre cele trei este corect. Restul sunt false. Primul tip de credință îl găsim la Iacov 2 cu 19. Acolo spune că și tracii cred și se înfioară. Tracii cred în Dumnezeu. Ei cred că El există, dar nu fac nimic pentru asta. Mulți dintre oameni au credința dracilor. Cred că undeva în cer este un Dumnezeu, dar El are treaba Lui și noi avem treaba noastră. Cu așa credință, dracilor, nu ajunge în Împărăția lui Dumnezeu. Pur și simplu, dacă tu crezi că Dumnezeu este undeva în cer, dar nu mergi în ascultare de El, nu ajunge în Împărăția Lui. Al doilea tip de credință este credința vremelnică. O întâlnim la Matei 7, 21-22. Spune așa Domnul Iisus, nu oricine spune, Doamne, Doamne, va merge în împărăția Tatălui meu, ci acela care face voia Tatălui meu. Asta este credința vremelnică. Când oamenii, atunci când au necazuri și nevoi, din când în când mai strigă la Dumnezeu, Doamne, Doamne, suntem bolnavi, Doamne, este cutremur, Doamne, este război, Doamne, avem probleme. Domnul Iisus spune cu gura Lui, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va merge în împărăția Tatălui meu, ci acel care face voia Tatălui meu. Deci al doilea tip de credință tot este fals. Atunci care e credința bună, adevărată? Marcu 16 cu 16 spune așa, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Cuvântul crede aici din limba greacă este a se încrede, a lăsa la cârma vieții pe acela în care crezi. Și în cazul nostru e Domnul Iisus. Dacă crezi în El, îl lași ca să-ți cărmuiască viața și la bine și la rău, permanent. Aceasta e credința adevărată. Repet încă o dată. Dacă pur și simplu crezi în mintea ta
că undeva este în cer un Dumnezeu. Dar are treaba lui și treaba ta. Această credință nu-i bună. O au și drace. Ajungi cu ea în iad. Dacă crezi numai că ești bolnav sau ai probleme și strigi, Doamne, Doamne, nu e adevărat, credința nu-i bună. Este vremelnică, mergi cu ea în iad. Singura credință bună, adevărată, repet, n-am spus cuvântul baptist sau altceva, e acea credință când îl lași la cârma vieții tale pe Domnul Iisus. Și îl întreb, Doamne, Tu spune-mi cu cine să mă căsătoresc, cum să-mi aduc copiii, unde să locuiesc, cum să vorbesc, cum să trăiesc. Atunci când îți călăuzește viața Domnului Iisus Hristos, asta e credința bună și adevărată. Acum stă în fața noastră un trup neînsuflețit. La Geneza 3:19 mi-a spus, țărână ieși în țărână te vei întoarce. Toți mai devreme sau mai târziu pe aici să trecem. Trupurile noastre neînsuflețite vor fi coborâte în pământ. Dar întrebarea mare care trebuie să o pui azi, unde va merge sufletul tău că e veșnic? A spus bine la școală. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea, toată slava, toți banii, dacă își pierde sufletul? Valoarea unui suflet de om e mult mai mare decât tot ce înseamnă bogățiile lumii. Doamna Victoria a știut să valorifice lucrurile bine și a știut măcar la 57 de ani să-L aleagă pe Dumnezeu. Și în timpul cât a mai trăit cu Dumnezeu, a reușit să ne arăte pe la toți ce înseamnă un trai cu Dumnezeu. O față senină, o pace în inimă și, cum am spus toți, un optimism extraordinar. Ori de câte ori plecam la ea, găsea ceva bun să-mi spună, să zâmbească, să mă întărească, măcar că era ea bolnava și eu tânărul. A să fie tot bine, tot a să rezolve. Ochii sus la Dumnezeu. Iubiți georgiuleșteni, cu asta vreau să închei. Iubită familie, închei cu cuvintele practic care le-a spus și doamna Victoria, sora Victoria. Mergeți spre lumină. Căutați-L pe Domnul Iisus din toată inima voastră și atunci veți avea viață veșnică. Pocăiți-vă, împărăția cerului este aproape. Stați în genunchi înaintea Tatălui și spui, Doamne, iartă-mă, vin în inima mea, schimbă-mă și apoi ridică-te de acolo și trăiește altfel. Citește Biblia în fiecare zi, mergi la adunare și caută să împlinești tot ce este scris, altă care nu este. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvânteze pe Larisa, pe Vitalie, Bianca, toate rudele, Irina, toți care stați în jurul Sicriului, să vă mângâie Domnul inimile. Și dacă n-a să ne mai întâlnim pe acest pământ, dragilor, tare mult vreau să ne întâlnim în Împărăția Cerului. Amin. Mulțumim. Mulțumim pentru pilda frumoasă a vieții sorei noastre, Victoria. Și mulțumim că dincolo de ea avem pilda Domnului Iisus Hristos. Vrem să privim la El. Acum, Tată, mulțumim că știm că dacă trupul sorii noastre merge în pământ, sufletul este la Tine în odihnă și Te binecuvântăm pentru asta. Și mă rog ca pacea și odihna Ta să vină și peste inimile noastre, peste familie, peste credincioși din satul Giurgiulești, peste satul Giurgiulești. Și mulțumim că ai fost cu noi, Te binecuvântăm, Te înălțăm, Te recunoaștem și Te proclamăm ca Domn în cer și pe pământ și spunem să facă-se voia Ta și sfințească-se numele Tău, precum în cer, așa și pe pământ și în viețile noastre. Amin. 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 Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă mângâie. Aici se încheie serviciul de mormântare. Eu am mare regret că tocmai la 57 de ani m-a găsit Dumnezeu și mi-a tăiat calea. Da. Nu vă pare rău că v-ați păcăit? Doamne, viața mea, știți cum s-a făcut? Am două părți. Până la pocăință, până la întâlnirea mea cu Dumnezeu, până la botezul în apă și viața după. Istoria lumii se împarte în două părți, până la Hristos și după Hristos, dar viața ta o poți împărți în aceste două părți, înainte de a te întâlni cu Hristos și după Hristos. Dacă nu, dragul meu, pocăiește cât încă mai este har, întoarce-te la Dumnezeu.